Oare de ce tipul ăsta vine pe skateboard la birou? E la o companie publică, n-are mașină. E 50 de ani, chel, mai are și barbă. E strugure, e o nuanță comună, dar e simpatică. Să dau afară un sfert de companie. Știu, Phil. De basket e pusă sub observație, consiliul mă pune să-i concediez pe toți și nu pot să-ți garantez că asta nu se va întâmpla la ședință. Știi ce se zice în consiliu? Sunt 1 milion de posibili clienți în Statele Unite pentru Adidas și de basket, care i-ar purta doar atunci când joacă basket. Când merg, poartă pantofi de alergare. Și când merg la magazin, până și la muncă, poartă pantofi de alergare. Asta fac ei. Da. Ce zici de odată? Una singură, gata. E ca la poc. Să nu confundăm disperarea cu viziunea. Asta e problema, ai vezi ca pe niște idei. Nu-i despre tine și persoana ta și ego-ul tău. Nu-i niciun tu, este doar un zero barat. Un zero barat. Să spun ceva. Dacă vrei să-ți deschizi o companie... Compania mea, fix asta. Surez, să... Eu îi explicam doar că eu sunt CEO-ul acestei companii și că valorează aproape 1 miliard acum. Și sunt extrem de ocupat. Dar întâlnirea asta e...